Bun găsit la o nouă emisiune Digi Animal Club. Sunt Bogdan Uritescu și vă invit să fiți alături de mine și de invitații mei special de astăzi, Cătălin Cornea și Tim. Cătălin, e a treia oară deja când ești prezent la emisiunea noastră. Înseamnă că îmi place aici la voi. Ce-ți place, îți place. N-ai venit singur. Nu mă trageți cu lanțuri, nu. Vin de unul singur. Vreau să te prezint, bă, zic, Cătălin e dresor, e super dresor, e specialist de comportament. Exact ce ești? Eu mă denumesc, da, și mă denumesc și alții, bineînțeles, specialist în dresaj și comportament canin. Așa. Deoarece, într-adevăr, ca să poți să faci niște lucruri în dresajul canin, trebuie să fii specialist. Absolut. Da? Să ai o specializare. Totodată, comportamentul canin este latura pe care eu o studiez și de cele mai multe ori o modific la câinii pe care îi reabilitez atunci când comportamentul se tulbură. O adaptezi. O adaptez către exact necesitatea fiecărui om care are un câine cu statut de companie. Păi și preșul ăla de jos, cine? Ia zi, cum îl cheamă? Ce? El parcă e un câine normal, nu e, n-are nicio rasă, nu știu ce rasă să aibă. Da, cum cândva, te-ai procopsit cu el? Cândva era un preș care stătea întins pe caldărâm, afară, în stradă. Da. E, l-am găsit. Unde l-ai găsit? L-am văzut ca și idee, să spun povestea în două cuvinte. Așa. Eram în parc cu un alt cățel, îl dresam, mă jucam cu el și la un moment dat ea era din peisaj, ca orice maidanez la vremea aceea. Asta se întâmpla undeva în 2009, la sfârșitul anului. Și, na, îl bagi în seamă, îl gâdili un pic în cap și mergi mai departe, că asta era situația. Dar mă plec să iau un băț, un bețișor, să-i-l arunc cățelului cu care eram să-l distrez și mă trezesc către sare maimuțica. Tim, hai de vină încoace, că despre tine e vorba în propoziție. Păi, vedetă, dragă, stai aici. Hai, stai jos. Gata, stai jos. Așa. A. Și pur și simplu am observat, stai aici. Eu cred că se vede la monitoare. Și da. E ciudat. Și mă văd la monitoare și nu știu ce se întâmplă acolo. O să aibă și ea momentul ei. Eu simt o vetice, e frumoasă, ghii. Așa, tu zi acolo, că noi ne iubim aici. Și văzând reacția ei, tresărirea pe care a avut-o, am zis, hopa, ia stai să vedem un lucru. Eu am un spirit analitic și, în general, din practică și în mediul lor natural, obișnuiesc să observ câinii și să le studiez comportamentul. Așa am făcut-o de când am început. Păi, ai testat-o? Ce ai făcut? Da, m-am dus la mașină și am spus, bun, hai să iau o minge, să văd ce face câinul ăsta dacă mă vede cu o minge, că l-am văzut că a tresărit. Vreau să spun că s-au schimbat lucrurile total, deci a început să țopăie. Nu se poate. Uite, fii atent. Tim, ia, ești gata? Ia uite, ești gata? Ia uite, Unde ești? Uite, exact așa a făcut atunci. Și am spus, ia să vedem. Îi arunc mingea. Ce face cu ea? Hai, a făcut aport? Genul ăsta de, bravo, genul ăsta de reacție, bravo. Foarte frumos. Hai, ești deșteaptă. Genul ăsta de reacție a avut-o la minge. Eu am zis, ok, foarte mulți maidanezi alergă după minge. Sunt în spirit de competiție, și, da? Și se duc cu mingea în treaba lor și ți-ai pierdut mingea. Nu, ea a luat mingea, a venit, a lăsat-o jos și a început cu o față așa să dea din coadă. Nu e posibilă treaba asta pentru că ea a văzut alți posesori de câini în care făceau același lucru? Cred că nu, cred că e undeva în instinctul ei. Instinct. Și, cum să spun, are un nivel de sociabilitate cu oamenii și acea minge a înțeles că este elementul liantul, de legătură, liantul între ea comunicare. Și orice om. Și atunci am zis, gata, a mea ești. Deci te-ai hotărât, te-a convins? Pur și simplu ceva... a fost dragoste la prima vedere. Exact. Am luat-o, am suit-o în mașină și am spus, ok, de acum ești a mea. Ai zis 2009? 2009. Câți ani avea atunci? Sincer să fiu, nu știu. Mă rog, câți ani are acum? Dar era adult. Adel. Era adult și bănuiesc că avea în jur de un an jumătate. Tim, aici ce să faci cu cablurile aia? Ia vină încoace. Să reîntrerup emisiunea. Tim, fii atent ce-ți fac acum. Haide, vină încoace. Ia, fă-i ceva, hai, fă-i ceva. Vrei să facem? Da, da, pe bine. De ce ai venit? Stai pe bancă. Bine. Ia, ia ce facem? Ce facem noi aici? Ia. Și aici, vita, treci la pas. Ia uite bravo. Ce execută. Bravo. Ia, slide. Bravo. Chez? Da. Bravo.
Înapoi. Înainte. Bravo. Haide, vine aici. Aici. Așa. Înapoi. Vrei să mergem înapoi sau înainte? Zim. Fii atent, trecere la pas. Da, 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 am zis zim. Cuvântul magic, zim. Da? Aha, și ea vorbește acum. Ea vorbește. Hai să facem schema. Ia, vine aici. Aici. Bravo. Ia, șezi. E să nu ești din cap. Treci la pas. Bravo. Foarte bine. Ce-a sărit. Dă-mi lăbuța. Dă-mi lăbuța că ești deșteaptă. Bravo, hai. Ne mai relaxăm un pic, da? Exact, nu știu dacă pot să vorbesc cu tine în timp ce o adresez, că să ia să concentrează, să nu fie mai multe cuvinte. Când o mai pune să facă două lucruri când vorbim. Exact, ea avea un an și ceva, bănuiești tu. De la ce vârstă e bine să... E un fel de barieră? Adică dacă treci de 2 ani, nu mai poți să dresezi un câine? Sau? Nu. Eu așa știam. Dresajul poate începe și este recomandat să înceapă de când ai luat câinele acasă, de la vârsta de 2 luni. Aha. Da? Și poate să continue sau să înceapă după caz la orice vârstă. A, deci nu e o problemă. Depinde. De vârstă. Eu m-am apucat, ea era un câine normal, trăit pe stradă. Știa să ferească singură de mașini, știa să discernă situațiile periculoase, să le diferențieze, ok? Totodată avea maidanezisme, să zicem așa, lătra după bicicliști, lătra la mașini, avea de ale ei. Și a trebuit să le corectez puțin câte puțin. A fost greu? Nu. Că a trăit... fost foarte ușor, pentru că e un câine sensibil. Aha. Eu cu ea mă lucrez și mă comunic, să zic așa, cu mănuși. Știi cum sunt aceia care poartă mănuși albe? E, așa sunt eu cu ea. E un câine sensibil și dacă nu îl abordezi corect, se stresează. Am văzut că ai gesturile sugerate. Le sugerezi, faci așa. Ea înțelege, probabil că nu trebuie să mai faci toată mișcarea sau așa l-ai învățat-o, să faci doar... Inițial am învățat o traseele cu recompensă. Uite, o să iau acum niște recompense să vezi ce reacții bune are față de recompensă. După ce a început să înțeleagă ceea ce vreau de la ea, am simplificat, am dat un fel de fade out al mișcărilor mele și au rămas niște semnale discrete. Pac, markeri, cum ar veni. Exact. Și exact. Cu ce ai început? Cu mingea, cu bățul, cu ce ai început? Inițial am început cu mâncare, pentru că a trebuit să o învăț cu lesă, să o învăț cu zgardă, nu avea de unde să știe. Normal. Și orice câine trebuie ținut în lesă și gardă. Ia, Tim! Uite, de exemplu, acum îi pun lesa, da? Și eu țin în lesă. Se lasă condusă de lesă, da? Se lasă condusă de lesă. O să mă duc, o să iau ceva de aici. Da? Și acum am recompense. Ca să meargă în les, am învățat-o de genul ăsta. Observi? Aha. Am învățat-o traseul cu mâna, cu mâncare și totodată am tras de les. Ca la un dat să pot să merg cu ea în lesă și ea să accepte lucrul ăsta. Vezi? Să meargă lângă picior, fără să mă tragă, fără să aibă nicio problemă. Treci la pas. Șezi. Deci ea pentru recompensă face foarte multe. Ok? Uite, de exemplu, pot totodată să-i scot lesa, da? Da. Și să o pun să facă lucruri. Ia să vedem timp. Deci asta deci e metoda recompensă acum, nu e cu obiecte. Folosită recompensă, da. Da. Culcat. Bravo. Ia uite cu bravo. Tâși. Bravo. Bravo. Hai, prind. Așa, hai, prind. Bravo. Facem de 2 ori, fii atent. Ia, așteaptă. Hai, hop. Bravo. Și încă o dată aici. Hop. Ai văzut? Sărit. Poate să sară și peste tine. Ia să vedem. Înțelegi? Cum ia să vedem. Ești pregătit? Eu sunt, ia da. Vino e bine așa sau mai jos? Poziția cu cubau, ia să vedem. Așa cu cubau? Da, ridică un pic de... Așa. Așa. Hai, hop! Wow! Îți plac pisicile? Da, păi am pisică, da. Acum poți să simți cu adevărat mângâierea pisicii. Hai, hop! Ia! Ai simțit-o, da? Ce? Dă-i tu mingea, pentru că și tu și el meritați. Bravo! Și tu și ea, bravo! Bravo, Tim, bravo! Deci poate să facă lucruri. Hai să-ți arăt ceea ce am început să o învăț acum de curând pentru a începe să o prezint în filme. Fii atent, ia timp, hai, treci! Bravo! Ia, șchiop! Bravo, mai faci o dată? Hai, șchiop! E lovită de e lovită bicicletă! De bicicletă, exact! Ia, fii atent! Hai, și... Ai văzut? Vai, asta vai, este jocul. La... Hai, prind. Perfect. Și primește mingiuță. Deci, întotdeauna, indiferent de situație și de locul în care ne aflăm, ea știe că e de bine. O deci iubești foarte mult, se vede. Este vorba, da, este vorba de dragoste, dar în general față de animale. Da. Față de ea în mod special, dar în locul ei
putea să fie întâmplător al câine. Asta i-a fost. Tu ai spus că ea are un, are un caracter special, ca fiecare câine. De la ce vârstă dibui caracterul animalului? Dacă e bun pentru așa ceva, dacă e potrivit? Păi vezi, de când este mic, de la 2-3 luni. De la 2-3 luni. Okay? Și îți dai seama de felul în care, încercând să mângâi puiul, se ferește, se stresează, se crispează, dă din coadă, reacționează într-un fel la gesturile tale, la detașarea cu care primește felul în care un om obișnuit îl abordează, fără să fie calculată mișcarea. Ok? Și, de exemplu, cine s-a uitat acum, noi, vreau să-mi dresez și eu, n-am bani, n-am timp să mă duc cu cățelul la un specialist. Niște chestii de bază, ce lucruri să, de ce lucruri să țină cont? Păi, orice interacțiune cu câinele, totul se bazează pe condiționare. Pe condiționare. Vrei să faci, să primești asta, trebuie să faci asta. Ok? Trebuie să înveți câinele de mic cu condiționările astea. Exact precum este educația copiilor. Să deci nu este... o corboadă, ci o joacă. Exact. Și nu este nimic diferit. Și o de exemplu, comunicarea lor de bază este comunicarea tactilă. Da. Tocmai de aceea ei răspund foarte bine la condusul din lesă. Nu înaintează pentru că îi oprim din lesă. Mai mult decât îi spunem stai. Nu fac altceva decât ceea ce le spune lesa. Este pură comunicare tactilă. E, copilul când este mic, cum este educat? În primul rând îl iei de mână, că nu știe limba română, îl iei de mână, îl conduci și încerci să-l redirecționezi cu niște cuvinte cheie. E o chestiune psihologică bazată la un moment dat pe instinctele primare ale copilului. Păi creierul unui câine de un an cam... Exact, creierul unui câine este cam la nivelul unui copil de 2 ani. Acolo este nivelul lor de înțelegere a ceea ce se întâmplă în mediul înconjurător. Și deci un copil de 2 nu poți decât să-l manipulezi cumva, să-l convingi că ținut de mână fiind nu poate înainta, dar hai la cărucior că avem lăpticul acolo, e ceva bun. Lăptic? Am auzit lăptic? Gata. Se întoarce și l-ai convins să vină. Și ușor, ușor, în timp se lasă condus de mână. Poți să-l oprești la bordură la trecerea de pietoni. Poți să-i impui ritmul la traversarea trecerii de pietoni. Toate manierele astea de a învăța copilul cum să se integreze și să reacționeze în mediul înconjurător sunt, până la urmă, o chestiune de viață și de moarte. Dacă nu știe să își autocontroleze energia, că orice copil sare ca un iepure. Atenția! Nu știe să fie atent la ceea ce îi spui, să-i setezi starea mentală prin câteva cuvinte cheie pe care îi le adresezi și nu se lasă reținut și condus de mână, deci comunicarea primară, tactilă, atunci acel copil nu poate să funcționeze singur. Noi ajungem să... Uite, pe mine nu m-a adus mama și tata aici la emisiune, că am știut să vin singur. Dragul de tine! Deci cineva m-a educat până la o anumită vârstă să știu să traversez singur strada. Ba, culmea, mai conduc și o mașină. Da. Înțelegi? Așa e și cu cățelul. Trebuie învățat cum să funcționeze în mediul ăsta și în mediul ăsta să știe sigur că întâlnirea cu un om străin, întâlnirea cu un alt animal din altă specie este totul întotdeauna de bine. E benefică. Ia vin un coace. Hai. Ia să vedem. Tip. Hai coace. Hai. Hai. Hai cu mingiuța. Hai cu mingiuța. Hai. Așa. Hai vino și să facem o poză de final. Tim. Hai să facem o poză. Ia. Temucea. Spune-i să lase. Ia. I-a picat fața. Ia, hai, una, așa. Două, trei, patru. Alba neagră, care? Hai, unde sunt? Hai, ia. Unde? Bravo, Tim, bravo. Hai. Deci poți să faci un lucru, fii atent. Ia, hai să te provoc. Astăzi două. Da. Hai, acum că să... Hai, ia mine, zmoroșa. Ce face Tim cu castronul? Ia, spune-i să-l aporteze. Hai, aport. Îți ține asta. Aport. Așa, aport. Și spune-i să ți-l aducă. Ia, hai, adu-l cu ace. Spune-i. Isi! E pusă pe șoate. Așa, fată. Așa, iubita. Hai, luptă acolo, nu te lăsa. Aoleu, da, s-a întors. Stai. Gata. Asta este. Eu îți mulțumesc mult de tot. Dă lăbuța. Și ție îți mulțumesc mult de tot. Ești un cățel foarte deștept și frumos. Uite,
Așa. S-a dus acum la operator, zic, muște de șireturi. Hai cu aportezi. Sigur, sigur ne mai întâlnim și cu mai promis niște chestii interesante. Ți-am promis demonstrații. Și o să se întâmple. Asta e important. Și o să se întâmple. Alea proșe. Important e ca acestei cățelușe și tuturor care au fost aici să-mi placă aici. Exact. Și atunci dacă altfel nu vin, normal. Revin cu mare drag. Băi, grăgugigu. Încă o dată la revedere, oameni buni. Ne vedem data viitoare tot aici la Digi Animal Club. Sunteți bineveniți chiar și dumneavoastră, în afară de ei, animăluțele noastre. Ciao!